Vă salut, dragi prieteni. Astăzi 3 mai 2020. Vreau să fac un nou clip. Numai vreau să încep cu acest grătar. Nu prea vă pricep eu atâta pe aici. Mai bine să continuăm cu cine se pricepe. Așa fiecare cu meseria lui. Vreau să încep aici clipul cu iepurașul ca și de obicei. Așa am dat iepurul de uriaș gri german, care azi a venit băiatul după el, să aibă noroc de el. Aici avem femeluța din el. E hibrid. Mama a fost ceva tot așa hibrid iarăși. Aici vreau să vă mai arăt un client fericit care i-am dat niște iepuraș. Ăsta e puroiul de la domnul Eugen de la Curtici. Așa. Aici o să filmez californiaca care i-am dat-o cu cei 11 puiuți, adică mai are 10 că unul l-a dat la o vecină din ei. Și aici pe neagra cu puișorii ei. Eu pet 11 puișori, din care unul a fost mort și mai are 5. 5 din cauza pufului, cum a zis domnul Emil. A căzut puful prin... Vezi cum are aici scândura așa, nu a fost lipită. A căzut puful jos și le-a fost cam fric și s-au îmbolnăvit 5. Și numai 5 mai. Dar uitați ce frumoși sunt. Sunt cu masculul meu de secuiesc, ăla mare. Și aici o iepuriță care a dat-o la un fost coleg. Tot așa, îmi pare bine că i-o puiat. Ce să zic, să aibă noroc ei și treacem și noi până la exemplarele noastre. Această femeluță a dat-o la munt, acum cine știe ce noroc o fi. O puia, n-o puia. Aici e așa zisă californiancă, cu puiuțul ei care pe 27 au avut 2 luni de zile. Uitați-i dezvoltare. Evoluția la el. Aici iarăși, altă femeluță, care tot așa nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea, cum am zis, n-a mai puiat. Asta tot așa a dat-o iară pe 13, a dat-o pe 17 și pe 21 la munte. O stat-o de 3 ori acum una după alta. A dat-o cu uriașul care l-am dat astăzi. E în plină perioadă de năpălire. Uitați acum aici, cade părul de pe ea. Aici tot așa 5 puișori cu mămica lor, încă nu i-am separat. Mămica ar mai avea vreo 10 zile iară până ar trebui să puie. Trebuie să le găsesc lor iară pe aici o boxă, nu prea mai am. Sunt aici 4 masculi în ei. Am putut ce face câte o pereche cu ceva femeluță de arge pe aici. Aici iepule șmecher. Tot așa și el mai vreo 10 zile până trebuie să ne facă puiuți. Aici trecem la păpușă. Ia să vedem ce o face și năzdrăbanii ăștia. Momentan arată bine. Se vede că s-a alăptat față de data dinainte. Uitați aici, au 7, unul l-am scos eu că nu a fost rănit și oricum murea. Nu au fost nimic în buticul el, a fost foarte slăbit. Aici e altul masculaș. Masculul mic de secuiesc, cum îi zic eu. Ăsta la altă ăsta mare, tot așa cum îl denumesc eu. Aici femeluțele le secuiesc. Aici masculul de la domnul Eugen. Pentru promovări la iepuri din mate, lăsați comentariu, vreau promovare. Aici sunt iepurașii, puiuții, nu știu cum pot să-i filmez, de la iepurița berbec care a murit. Chiar am vorbit cu domnul care i-am dat femeluțele californian și aia neagră și mascul de la domnul Eugen, că a vrut să-i cumpere, dar a zis că nu mă risc să-i dau, să nu se întâmple ceva că sunt prea mici, dacă se întâmplă să moară, să
nu am probleme să asta, dar uitați că nu au murit, au rezistat. Aici am asculit de hibridul de uriaș. Așa. E cam mică boxele pentru ei, că ei s-au cam lungit. Uitați cum se abia se întorc pe aici. Și aici tot așa hibrid Neo cu Hycol. Acolo are doi masculași. Tot așa combinație între secuiesc și mamă californian. Un masculaș robust de la domnul Eugen. Și ultimul masculul de secuiesc. Cam așa arată pe ansamblu. Aia femeluță aici numai doi masculi. Majoritatea sunt masculi. Și o femeluță din puiul e mici. Două femeluțe și restul numai masculin cușca asta. Și aici este o grămadă de lemne care le am. Rața mută. Vreau să vedem cum mă pot apreca pe aici. Să vedem dacă pot să filmez ceva. Nu știu dacă se vede. Nu se vede. Ia uitați că am prins ceva moment. Aici și-o găsă de cuib, să-și facă cuib. E pusă cu două zile aici din incubator. Să sperăm să fie noroc. Aici am prins iară păsările. Le-am aruncat ceva salată. Aici pe grădină. Asta e pichinicul. Acolo altul șmecher, de cocoșel mic. Tot au fost aici patru cocoși care i-am prins în cadru. Între timp ce am filmat, cum să nu filme, las că se vadă că aici așa am și câinii pe aici. Uite ce s-au venit aici așa pe, au ieșit așa pe final de videoclip. Aici vreau să vă mai arăt puișorii de găină pitică, cocoșelul de cochinchina pitic, acolo cloșca cu puișori, i-am băgat aici la grămadă. Aici am mai finalizat un pic de la colna asta, am bătut podul pe sus. Aici de postul care o fi pentru iepuri. Am mai dat din scândură. A fost chiar până așa sus. Am consumat acolo, mai trebuie din pereți luată. Cu timpul doar reușesc să o mut de aici, să mă apuc de cuști. Scândură mai este.